Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Regăsirea copilului interior, calea către sinele autentic. Astăzi este alături de noi și mulțumim foarte mult Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist junghian, supervisor, lector universitar, doctor, și vom vorbi despre o carte din colecția Psihoterapie, o carte superbă pe care de altfel o găsiți în cadrul campaniei menționate puțin mai devreme, Lumea interioară a traumei, Donald Kalshed. Vom vorbi despre ce înseamnă până la urmă și cum putem defini trauma sau un episod traumatic, bineînțeles intrând cumva în profunzimile traumei și repercursiunile pe care le are în viața noastră de adult, în relațiile cu cei dragi, în relațiile cu semenii noștri, indiferent că vorbim despre, eu știu, relațiile de la serviciu, de la job, sau relațiile cu părinții noștri, sau relațiile cu proprii copii, sau relațiile cu partenerul de cuplu. Pentru început, aș vrea să definim acest concept, ce este trauma și ce este copilul interior, pentru că, bineînțeles, cele două concepte au o mare legătură între ele. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sunt bucuroasă să fiu din nou alături de tine, Sorin, și de editura Herald. Încă o dată mulțumim pentru că întreaga comunitate a psihologilor și psihoterapeuților are foarte mult de beneficiat în urma apariției acestui volum. Kalshed este, precum știm cu toții cei care suntem interesați de acest domeniu, să zicem, nu un părinte al conceptului de traumă, ci cel care explică într-un mod, să zicem, contemporan acest construct. El, chiar în introducere, în introducerea această carte, discută despre cuvântul traumă pentru, zice el, pentru a denumi orice experiență care cauzează copilului durere sau anxietate insuportabile. Și continuă prin a spune că pentru ca o experiență să fie insuportabilă, ea trebuie să învingă măsurile defensive obișnuite pe care, iată, Freud le descrie ca pe un scut protector împotriva stimulilor. De asemenea, discută despre traumă și despre magnitudinea pe care un astfel de eveniment poate să îl aibă, incluzând aici de la abuzurile grave și cutremurătoare, la așa numita traumă cumulativă, respectiv la situația în care copilul este privat în prima parte a vieții sale, în special în primii ani, primii doi ani, de nevoile vitale de îngrijire, ce provoacă efecte devastatoare în dezvoltarea copiilor, incluzând deprivările din primul an de viață și, evident, aici carențarea de tot felul, afectivă, de atenție, de prezența părintelui, dar nu fizică, ci efectivă. Toate elementele acestea conduc la ceea ce Kalshed denumește, preluând de la Kohut, anxietatea de dezintegrare. Deci este o spaimă de nesuportat asociată cu amenințarea disoluției unui sine coerent. Poate pentru mulți ar părea un limbaj extraordinar de tehnic, dar pe scurt sau reformulat, tot ceea ce se întâmplă în mica copilărie este esențial și, aș putea spune, devastator atunci când nu se manifestă așa cum ar fi de dorit pentru viața copilului ulterioară și, evident, și a adultului. Cum putem, eu știu, depăși, să spunem, neapărat episoadele traumatice, deși există tot felul de tehnici de regresie pentru a ne întoarce
în copilărie și pentru a sonda, de fapt, episoadele din copilăria noastră. Dar ce facem să depășim aceste tipare comportamentale sau relaționale, disfuncționale cu care noi venim din copilărie în urma unor episoade traumatice? Și aici sunt de altfel foarte, foarte multe, începând de la violența conjugală, violența domestică, da? Deci și asupra copiilor, etichetările, critica, bineînțeles, neconstructivă, abuzurile de tot felul, abuzurile fizice, bătăi, abuzurile de limbaj, abuzurile emoționale, de care să spunem că am avut parte în condițiile unor părinți autoritar. Da? Probabil că majoritatea spun, deși nu am citit studii, dar în perioada comunistă foarte multe familii aveau de regulă un tată autoritar și o mamă hiperprotectoare. Cam asta era, în general spun că erau și altfel de tipologii de familie. Dar ce facem noi să depășim aceste episoade traumatice și să încercăm cumva prin dezvoltarea noastră personală să ne dăm seama și să conștientizăm că într-adevăr avem o problemă, pentru că cei mai mulți dintre noi se întreabă cu ce am greșit de n-a mers relația respectivă, cu ce am greșit de mama sau tata s-a supărat, cu ce am greșit eu vis-a-vis de copilul meu. Sau de ce am reacționat așa față de copilul meu? Și probabil că primul impuls în momentul în care reacționăm într-un anumit fel față de copiii noștri, de fapt, acolo vorbim, așa cum am mai povestit noi înainte de a intra în emisiune, vorbește în noi fetița, în cazul mamei, da, care are o reacție mai virulentă la adresa copilului, sau băiatul, băiețelul în cazul tatălui. Venim cu aceste pattern-uri din copilărie, ceea ce am văzut, cu ceea ce noi ne-am obișnuit în familia de proveniență, avem această tendință de a perpetua și în celelalte relații. Precum spuneam puțin mai devreme, trebuie să diferențiem foarte clar tipurile de evenimente traumatice la care fiecare dintre noi am fost expuși. Spun fiecare dintre noi, pentru că prima traumă majoră pe care omul o experimentează este nașterea. Ulterior, orice fel de separare, orice fel de ieșire dintr-un cadru familial și familiar poate conduce la experimentare traumatică. Asta a realității. Acest lucru vine, să zicem așa, peste elementele cu care anumite familii își confruntă copiii. Adică, oricum, oricare dintre noi experimentează trauma de separare, de exemplu, de părinți, trauma primei evaluări, trauma primei evaluări negative, știu eu, frustrarea de a nu avea tot ce ai avut în comunitate, în lumea exterioară, odată ce ieși din sânul familiei. Deci lucrurile acestea sunt aspecte general valabile. Peste acestea însă există situații nefericite în care copiii au de-a face cu unul din părinți sau poate cu ambii sau cu o atmosferă generală din familie de natură traumatizantă. Spun unul din părinți, poate să fie nu numai dominant, așa cum ai spus tu, ci chiar abuziv, poate să fie, știu eu, să sufere de o boală care oferă o condiție invalidantă și respectiv generează o absență aproape permanentă din spațiul psihic, discut acum, nu fizic,
din lumea copilului și așa mai departe. Numai dacă ar fi să ne gândim la situațiile în care avem familii cu ambii părinți consumatori de substanțe, fie că e vorba de alcool sau, nu știu, părinți absolut dependenți de substanțe, cum ar fi droguri. Imaginați-vă sau imaginează-ți în primul rând tu și poate și ascultătorii cât este de singur acel copil. Chiar dacă el primește hrana zilnică și poate mijloacele primare de a supraviețui, un acoperiș deasupra capului, posibilitatea de a merge la școală, El trăiește într-o lume absolut separată de relația firească cu părinții pe care ar trebui să o experimenteze. Un astfel de copil ajunge la vârsta adultă să experimenteze acea retragere schizoidală, cum zicem noi, sau schizoidă, adică o separare de ceilalți, pentru că nu și-a dezvoltat, copil fiind, deloc încrederea în adulți, ba dimpotrivă, adulții au făcut orice, conștient sau inconștient, și nu mai contează în momentul acesta, ca respectivul copil să își piardă această încredere în adulți. Deci nu are în acel copil, trăiește o atmosferă traumatizantă, fără să fie, de exemplu, bătut. Da? Părinții ar putea spune, păi, eu nu l-am atins nici măcar cu un deget. Mulți dintre ascultători ar putea să creadă în mod eronat că copilul traumatizat este copilul bătut doar. Sau, știu eu, nu știu, în cel mai bun caz de care părinții abuzează verbal. Apropo de chestiunea asta, aș vrea să repet ceea ce am spus și cu alte ocazii, faptul că abuzul verbal nu este numai regăsit în conținutul unor cuvinte urâte, dezaprobatoare, critice în copilului, ci și a unei tăceri mormântale. Tot abuz verbal se numește, ceea ce în engleză noi numim the ice cold silence, adică tăcerea de nepătruns a unui părinte care se supără pe tine și mai vorbește cu tine. Și acesta este tot un gen de abuz. Lipsa comunicării. Lipsa comunicării, dar lipsa comunicării comunicată. Adică eu nu-ți mai vorbesc. Și este ca un fel de zid de nepenetrat acel părinte, acel adult cu care copilul trebuie să, situația cu care copilul trebuie să gestioneze ulterior. Revenind, spuneam că nu este vorba numai despre situația în care există abuzuri de natură fizică, bătăi, abuzuri verbale, violențe domestice îndreptate către celălalt părinte, copilul fiind martorul și în același timp neputinciosul, terifiat în fața puterii unuia dintre părinți care trebuie să aibă grijă de cel de-al doilea părinte. Deci el devine copil parental, adică nu, sau de un frate mai mic, sau de frați mai mulți. Discutăm nu numai despre situațiile astea, discutăm despre situația în care copilul experimentează o întreagă atmosferă traumatizantă, care poate să, să fie generată de absența mentală a unui părinte, lipsa de dorință de a fi implicat într-o relație cu copilul, timpul pe care părintele nu și-l dă în relația cu respectivul copil și tot ceea ce poate să conducă mai târziu la lipsa speranței și lipsa încrederii într-o calitate a vieții pozitivă. Adică un astfel de copil se transformă sau se dezvoltă, să zicem așa, într-un adult care este aproape total carențat de dorința de viață, de așa numita joie de vivre, de dorința de a fi, de a trăi viața. Îi se dezvoltă nu numai o anxietate de
de cele mai multe ori aflată în legătură cu teama de moarte, dar el are o teamă de viață, adică el nu trăiește, nu-și trăiește viața. Și de multe ori, pentru ca să existe un astfel de copil, își creează sau își activează ceea ce avem să citim la mai mulți autori, dar Kalshed pune punctul pe i și spune acest sistem de autoîngrijire, în engleză self-care system. Este foarte vechi, nu este ceva cultural, este exact cum avem noi un sistem de anticorpi care creează anticorpi în organism, care creează sistemul acesta imunitar, care ne ajută să luptăm cu bolile. Așa, există și acest sistem de îngrijire, însă are două părți, adică are și o parte hiperprotectoare acest sistem, în care practic să zicem amputează copilului orice fel de legături cu lumea exterioară, ținându-l într-o lume, într-o realitate interioară. Absolut idealizată și dezvoltă lumea lui, este în lumea lui, acolo unde nu poate să-l atingă nimic, persecutorul sau persecutorii nu pot intra, deci este o să zicem așa, o scindare, o rupere. De realitatea externă, practic trauma este și trăită extern, dar are o viață extraordinar de intensă și în interiorul persoanei în principal, dar revenim. Deci, pe de o parte, într-o lume idealizată, ruptă de realitatea concretă, este foarte important realitatea interioară a pacientului, a fiecăruia dintre oameni. Însă, el trebuie să fie, mai ales adult fiind, ancorat într-o realitate care să-l facă operațional. Bun, deci, pe de o parte, el este ancorat sau imersat în acea lume absolut idealizată prin acest sistem de autoîngrijire care îl ajută, să zicem așa, prin natura sa angelică, prin natura sa pozitivă sau hiperprotectivă, hiperbolizată, a tot puternică, să nu mai trăiască niciodată tipul acela de traumă. Deci este ca un fel de promisiune, dar ce fel de promisiune? Este o promisiune nerealistă, nu-i așa? Pentru că nu poți ca niciodată să nu mai fii confruntat cu vreo durere, cu vreo supărare, cu vreo frustrare, cu vreo cu vreun sacrificiu sau cu vreo suferință de vreun fel. Și pe de o parte, asta e pe de o parte, și pe de altă parte este tot din partea aceasta de self-care system, partea opusă, partea de umbră, partea întunecată a acestui self-care system este dată de persecutorul internalizat. Pentru că orice copil sau aproape, aș zice aproape, ca să relativizăm, dar orice copil persecutat devine părinte persecutor, în primul rând pentru sine, el însuși fiind implicat în niște situații în care se autosabotează și auto-creează, să zicem, contexte sau se, nu știu, parcă se pomenește în contexte și în lucruri recurente în viață pentru ca să repete din nou și din nou trauma pentru a se retraumatiza, tocmai pentru a lucra acea traumă interior și a se elibera. Cu alte cuvinte, nu este atât de ușor să vorbim despre cum scăpăm de o astfel de chestiune. Nu putem să scăpăm, pur și simplu. Este un proces, am spus-o de nenumărate ori. Eliberarea de traumă este un
proces mai întâi dureros, mai suferit, mai întâi cu amar și ulterior există așa numitul efect de bounce back sau rebouncing, în care după ce am fost în iadul disperării, poate vom merge în rai, raiul interior, cum s-ar zice. Deci, cu alte cuvinte, tot acest parcurs trebuie, mai ales în traumele timpurii, care generează anxietate puternică, insuportabilă, în care participanții la viață, fiecare dintre noi are un sentimentul că nu mai poți face față deci acestei stări și nu numai. Deci asta poate să fie un tip de confruntare. Anxietatea foarte puternică, depresia foarte, foarte adâncă, adicțiile pot fi iar un semn că trebuie să ai grijă de tine într-o manieră mai profundă. Această scindare despre care vorbeam puțin mai devreme, disociere de realitate sau retragere schizoidă în momentul în care, ca adult, ai o lume fantastică, plină de fantezii, trăiești în filme, cum s-ar zice, îți faci filme, ești în scenarita aceasta, între ghilimele, scuzați-mi expresia non-academică. Deci toate lucrurile acestea sunt semnale de alarmă, cum că ar trebui, într-adevăr, să apelezi la un ajutor specializat, pentru că acesta nu este un subiect doar pentru o discuție de după masă cu cel mai bun prieten al tău, sau în familie, sau știu eu. Este un proces de lungă durată, care poate să presupună etape ce trebuie să fie foarte atent însoțite, supervizate, analizate de cineva de specialitate. Chiar aș fi vrut să ducem discuția un pic și în zona aceasta a, hai să-i spunem, a psihoterapiei aplicate, da? Partea de psihologie clinică, cu exemple din, exemple din cabinet. Și vreau să te întreb, ascultându-te puțin mai devreme, când vorbeai despre abuzuri, putem vorbi la acești părinți, chiar dacă nu vorbim despre violență fizică sau despre violență de limbaj, despre abuz de limbaj, de acea tăcere, mi-a atras atenția, de acea lipsă de comunicare, ca și cum părintele sau unul dintre părinți, cel vizat, ar fi așa, mă ducea cu gândul la un tipar de părinte pasiv-agresiv. Adică pun silențio stampa. Deci nu mai vorbesc cu tine, nu-ți spun că nu mai vorbesc, dar tac. Și nu-ți mai răspund și țin supărare pe tine un anumit număr de zile sau de ore. Mă gândeam, acești părinți pot fi catalogați ca lipsiți de empatie, pentru că ei nu sunt nici prezenți, da, emoțional în viața copilului, conectați cu copilul din punct de vedere emoțional și sunt așa absenți, non-implicați. Lasă, exact cum spuneai tu, lasă senzația că dacă, și cel puțin în generația anilor 60, 70, 80, ai un acoperiș deasupra capului, da? Mergi la școală, ai rechizite, ai haine, ai mâncare, nu duci lipsă de nimic. Singura ta sarcină, așa cum noi mergem la servici, este ca tu să mergi la școală și să înveți. Dar aici vorbim despre lipsa empatiei, faptul că, și cred că asta se și cultivă, mă gândesc, se învață. Zic, nu știu, probabil că părinții noștri nu au avut acces la informație, nu au avut acces la niște modele sănătoase. Eu m-am gândit poate că părinții noștri, dacă vorbim de psihologia transgenerațională și psihogenealogie, poate părinții noștri au avut niște traume în propria lor copilărie. Da? Și s-au răsfrânt asupra noastră și uite că noi le perpetuăm mai departe. Eu foarte târziu mi-am dat seama că poate tatăl meu, un tată autoritar, a fost foarte traumatizat în copilărie, știind copilăria lui,
Dar nu s-a produs acel declic care să mă trezească și să, bă, stai puțin, probabil că modelul pe care l-a văzut, mergând, că sunt două variante, modelul de, e modelul și antimodelul. Dacă tata consuma alcool în mod frecvent, bunicul, tatălui, și venea și făcea scandaluri acasă, eu n-am să fac niciodată treaba asta. Și nu o făcea. Deci mergea pe varianta antimodelul tatălui. Dar, pe de altă parte, putea să nu comunice, să pună această interdicție în comunicare și să devină pasiv-agresiv. Da, e o întreagă discuție aici în legătură cu empatia. În primul rând, ca să fii empatic, mi-a plăcut pe parcursul tuturor lecturilor mele, am întâlnit nenumărate definiții ale empatiei, dar una dintre definițiile pe care una dintre supervizoarele noastre, doamna Emilia Talamini, ne-a amintit-o, ne-a spus-o și am reținut-o, mi se pare fascinantă, este că empatia este acea calitate pe care o ai în momentul în care ești capabil să te golești de tine pentru ca să primești realitatea celuilalt în tine. Și practic să trăiești și să înțelegi realitatea primind-o în tine. Dar pentru lucrul acesta, acel părinte trebuie să fie disponibil interior. Dacă el, exact cum ai spus și ai spus foarte bine și bine punctat, pentru că n-ar trebui să diabolizăm nici pe aceștia, pe părinții care, știu eu, își traumatizează copiii, pentru că la rândul lor s-ar putea să fi fost niște victime ale abuzurilor pe același model, evident. Deci, dacă acești părinți nu sunt disponibili interior să renunțe la sine și să își poată primi copilul cu toate nevoile sale, atenție, cu toate nevoile sale, cu nevoile copilului, nu cu nevoile pe care părintele crede că le are copilul, ci cu nevoile pe care copilul, în mod particular și în mod absolut unic, autentic și absolut, știu eu, particular, le are acel copil, nu toți copiii. Sunt foarte mulți părinți care merg pe ideea, las că am mai crescut eu doi înaintea ta și știu ce ai tu nevoie. Nu! Fiecare copil, fiecare dintre noi, ne naștem și avem un parcurs absolut particular care generează, pe lângă nevoile absolut primare de hrănire, de securitate și mai departe, dar dacă mergi puțin mai încolo, înspre dezvoltarea fiecăruia dintre noi, în funcție de structura de personalitate, de apetența motivațională, de structura de interese, de valori, de istorie personală, sunt foarte multe elemente care ne conduc spre exact aceeași concluzie. Fiecare dintre noi avem niște nevoi de dezvoltare particulare pe care dacă părintele nu este dispus să le cunoască și să le îndeplinească, el carențează fără să își dea seama sau poate chiar cu bună știință, da, acel copil. Acum aș vrea ca să fiu și avocatul celeilalte părți și să spun că nu trebuie nici să-l lași pe copil să aibă întreaga lume la dispoziție. Nediferențiat, nemetabolizat, absolut neelaborat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că trebuie să-i dai copilului la dispoziție o parte din lume din care el să aleagă, dar o parte securizată, pe care el poate, alegând elementele de acolo, să se simte sigur că a făcut o alegere personală. Însă nu poți să-i spui fă ce vrei, du-te unde vrei, mănâncă ce vrei, ai frigiderul la dispoziție, fă ce vrei. Pentru că în felul acesta copilul nu se simte securizat. Acest ce vrei, acest tot, această atotputință, atotputernicia, să zicem, oferită aparent de părinte, poate să ascundă o mare absență iar din partea părintelui. O mare indiferență chiar din partea părintelui. Părintele poate nu este interesat. Tată, eu aș vrea să dau la un liceu, nu? Discuția cu părinții despre carieră.
Fă ce vrei, tată. Dă unde vrei tu. Dă unde vrei tu. Dar în momentul acela copilul nu se simte sfătuit. Mama, aș vrea să-mi cumpăr și eu o rochie. Da, uite, 500 de lei, du-te și cumpăr ce vrei. Dar eu nu vreau să-mi cumpăr ce vreau. Eu vreau să am dreptul la alegere, dar vreau să fie și tu lângă mine, astfel încât să știu că și tu validezi alegerea mea. Și chiar dacă îmi dai banii suficienți încât să-mi cumpăr nu o rochie, două, eu nu vreau să iau această decizie. Vreau să o iau singură, dar vreau să o iau asistată, însoțită. Asta face terapeutul ulterior. Este acolo pentru ca să nu neapărat să-i valideze, cât să-i asculte alegerile adultului, fostului copil care n-a fost însoțit în alegerile sale, căruia i s-a dat întreaga lume, dar de fapt i s-a luat întreaga participare. Adică noi nu avem voie, cred că am mai discutat și într-o altă ocazie în care ți-am spus că una din metodele pe care le utilizez în cabinet este metoda Sand Play și avem de multe miniaturi, da? Mulți copii doresc ca la finalul câtei unei ședințe să plece cu o miniatură. Noi nu avem voie procedural să-i dăm voie copilului să-și aleagă orice miniatură. Noi trebuie să spunem, de pe acest raft îți poți alege ce miniatură vrei. De pe acest raft, nu din întreaga lume, din întregul raft, da? Deci numai din acest, în această zonă. Cu alte cuvinte, ai posibilitatea să alegi, dar eu, în mod conștient, ca adult, îți frustrez această tendință spre omnipotență. Poți să alegi ce vrei. Pentru ca tu să înveți și să alegi liber. Din, să zicem, ai la dispoziție 100 de figurine. Din 100 de figurine, poate n-ai la dispoziție 3000, cât conține întregul raft. Dar ai la dispoziție 100 de figurine și din care poți să faci o alegere. Pentru că viața în sine nu îți dă posibilitatea la toate alegerile. Deci, pe de o parte, ai posibilitatea de alegere liber și, pe de altă parte, ai frustrarea de a înțelege că nu poți să ai tot, oricând. Asta este un părinte bun. Un părinte bun nu este cel care îi spune copilului, iată decizia pe care o vrei. Acela este un părinte aproape irresponsabil. Aș putea spune că sunt puțini și părinți așa, pe părinții care au sentimentul că copilul poate să ia decizii la orice vârstă. Să ia el decizii pentru el. Una este să-și aleagă să-l duci, de exemplu, la o cumpărături de haine și chiar de la 2 ani, 3 ani, să poată să pună mâna pe o pereche de pantalonași, că nu-i place culoarea aia. Și una este asta. Și una este să-i spui, alege când să mănânci, alege când să te duci la culcare, alege ce să înveți, unde să te duci la școală, cu cine să te împrietenești și așa mai departe. Deci e foarte important ca anumite alegeri să fie făcute împreună cu părinții, pentru că altfel, vedeți, aceste mici elemente ar putea să fie parte dacă ajung să se petreacă din acea, să zicem, atmosferă cumulativă traumatică, în care părintele n-a fost prezent. Păi mie îmi zic paciente, adult, femei adult, că ele nu au fost sub nicio formă însoțite la prima lor menstruație de mama lor. Lor nu li s-a explicat niciodată intrarea în statutul de femeie. Păi, în condițiile astea, cineva ar putea să spună că ai traumatizat acel copil sau acel adolescent, acel puber, da? De ce? Pentru că, dincolo de aspectele de natură educație sexuală, dincolo de lucrul acesta, ea s-a simțit singură în fața unei noi încercări. S-a simțit trădată, s-a simțit însingurată. E foarte important ca la trecerea aceasta între etape să ai un martor care este informat, să ai un protector, să ai un ghid care nu ți impune un drum, ci este lângă tine să parcurgi acel drum împreună.
Mi-amintesc și, ce să zic, sunt profund recunoscătoare chiar și după moarte, bunicii mele, Dumnezeu să odihnească, că a mers cu mine să dau examen la, să dau examen la facultate. Cu toate că n-a venit cu mine în sala de examen, s-a dat examen la facultate de litere, noi cei de la psihologie dădeam în alte sedii, și țin minte și acum că a zis așa, eu stau aici, lângă fântâna de la arhitectură, și te aștept cât e necesar. Eu stau aici. Adică eu sunt aici. Prezența comunicată și sigură este ceea ce mulți părinți nu știu să dea copilului. Nu știu să-l informeze că eu sunt aici. Eu sunt aici pentru tine, dar sunt prezent cu totul. Nu sunt prezent numai cu corpul. Sunt prezent cu totul. Și ulterior de aia, mulți dintre adulți adoptă în mod inconștient și habar nu au de ce, da? Calea aceasta a adicțiilor. Pentru că exact cum îmi zicea un alt pacient supraponderal, aș putea spune cu obezitate gravă, care depășea 150 de kilograme, eu de fiecare dată când deschid frigiderul, mâncarea este acolo. Este prezent, mă așteaptă. Nu m-a înșelat niciodată. Prezența ei este indubitabil sigură. Din motivul acesta, traumele înseamnă și carențe de mai multe feluri. Nu înseamnă, înseamnă evident și bătăi, înseamnă violențe de orice fel, înseamnă grave abateri, abuzuri și abateri de la bun în parentaj. Dar nu înseamnă numai asta. Și ar fi foarte important ca fiecare dintre noi să avem o dreaptă vedere așa cu privire la ce a însemnat relația noastră cu proprii părinți, relația lor cu părinții lor, relația noastră cu copiii noștri, relația noastră cu oricine din comunitate și să vedem dacă nu cumva prin prezența sau prin absența noastră noi contribuim la acel tip de traumă. E foarte important. Da, din ce te ascultam, așa mi se întâmplă, îmi vin tot felul de idei și mă gândeam la un termen, să-i spunem, acela de, îmi place să-i spun așa, acela de părinte observator activ. Adică a nu cădea, pentru că se întâmplă în cazul multor părinți, unii hiperprotectori cad în capcana asta a unui parentaj excesiv, să nu-l traumatizez, să nu-i provoc ceva, să nu-l ofensez, să nu-l lezez cu nimica, să îl cocoloșesc, să mă duc să fac lucruri dacă se poate în locul lui. Și la extrema cealaltă, părintele care, exact, foarte bine ai dat exemplu cu frigiderul, se foame, ia și mănâncă. Bun, poate că nu trebuie neapărat să-i fac de mâncare sau să-l întreb tot timpul dacă este foame, dar el să mă simtă pe mine prezent acolo. Da? Dacă dorește ceva, uite, eu sunt aici și pot să-ți fac. Sau te pot îndruma, ce ai vrea să mănânci. Sau uite, îți pot sugera ce să pui într-un sandwich. Și lucruri de genul ăsta, fără să îi le faci în mod efectiv. Dar mi se pare că... Sau, scuză-mă că fac o mică paranteză, sau să ai atât de multă conștiință încât în acel frigider să nu există decât lucruri de mâncat. Adică să ai o dreaptă socoteală atunci când faci cumpărăturile gândindu-te la ce ar fi pozitiv pentru copilul tău să mănânce. Da? Deci, practic, nu să-i dai posibilitatea să-și cumpere ce dorește, când dorește, cum dorește, fără niciun fel de discreție, domne. Da? Oricât, oricum, nu contează. Scuză-mă, te-am întrerupt. Da, nu, ai perfectă dreptate. Și întotdeauna calea de mijloc mi se pare cea mai bună și cea mai echilibrată. Părintele, cum spuneam, așa îmi place mie să-i spun, observatorul activ, care nu cade nici în extrema fă ce vrei, nu mă interesează, pe principiul, și am întâlnit cazuri, pe principiul autonomiei și al independenței. Copilul trebuie învățat, lăsat să se descurce singur. Da, dar tu ca părinte trebuie să fii acolo lângă el. Exemplu cu bunica care stă și așteaptă, mi se pare genial. Adică, bun, nici nu trebuie să o văd. Poate că ea a plecat nu știu unde,
s-a întâlnit cu o prietenă la o cafea jumătate de oră și până a avut loc examenul s-a întors. Dar ideea este că, în mintea ta este că ea stă acolo și mă așteaptă și când eu am ieșit de la cursuri, o găsesc la fântâna arteziană așteptându-mă, pentru mine este un lucru extrem de securizant și de sigur și îmi dă mie un sens și o stare foarte, foarte bună. Dragii pe lângă părintele observator, aș mai observator activ, aș mai puncta puțin, cu toate că aspectul acesta de activ poate că îl include, dar într-o primă parte a vieții, mama în special, dar și tatăl, dar mama în special trebuie să mai aibă un rol esențial, acela de oglindire, pentru că dacă nu oglindești copilul, adică dacă nu îi transformi, îi traduci tipul de experiențe cu care pentru prima oară el se întâlnește și nu știe să le adică este foarte speriat în momentul în care a avut loc o primă experiență de un anumit gen, de exemplu să se confrunte cu un tip de afect, cu frica și nuanțarea fricii, că e frică, că e puțin, te-ai speriat puțin sau este ceva de natura terorii. Deci părintele, adică adultul, are rolul de a face această traducere. Pentru că altfel vom merge în viață și nu și vom întâlni în acești foști copii care n-au avut, să zicem, părinți disponibili să traducă prin oglindire aceste noi experiențe, vom întâlni copii sau adulți în viața viitoare, în viața de mai departe, care nu știu să discrimineze între emoții, de exemplu. Nu știu decât emoțiile de bază, ca și cum n-ai vedea decât patru culori. Da? Ei nu știu decât câteva stări și din motivul acesta nu știu să se exprime în mod autentic. Comunicarea lor are de suferit, tipul de relații și așa mai departe. Deci, cred că mai pot fi făcute nu o emisiune, ci 10 emisiuni în a discuta de modul în care un părinte ar putea să se comporte astfel încât să nu conducă la o traumatizare nedorită, pentru că, iată, spuneai despre cocoloșire și despre supra-prezență în viața copilului. Aceasta în sine poate să fie un soi de traumă. Pentru că este o traumă care a face cu sufocarea. Deci ai sentimentul că cineva te sufocă și nu poți niciodată să ai parte de propria ta opțiune. Tu nu ești niciodată capabil să iei o decizie, ceea ce spui tu nu e bine, știu mai bine, lasă că fac eu pentru tine. Adică, cu alte cuvinte, tu niciodată nu vezi din greșeli, pentru că nu greșești. Pentru că nu ai posibilitatea să greșești. De ce să greșești? Părinții care refuză copiilor pragul de sus. Este părintele intruziv și care intră în așa zisul spațiu intim al copilului, pentru că și copilul trebuie să aibă intimitatea lui. Deci e firesc acest lucru. Dragii noștri... Am eu două denumiri pe care le folosesc. Numai atât vreau să zic, am eu două denumiri pe care le folosesc despre mama capcană și mama frigider. Adică mama capcană este mama care își sufocă copilul și mama frigider gol, de data asta, dar băgat în priză, care este atât de rece la adresa copilului încât pur și simplu în ambele situații nu poți să dezvolți o relație pozitivă hrănitoare, ci una toxică. Scuze, cred că subiectul e foarte ofertant și din motivul și mai discutăm. Mi-aș dori să mai continuăm discuția noastră pe marginea altei cărți. Apropo de ce spuneai tu foarte frumoase, aceste sintagme, să le spunem. Mie îmi plac sintagmele lui și le folosesc ori de câte ori am ocazia, sintagmele lui Alfie Kohn, părintele mama, cloșcă, și părintele elicopter, cel care survolează de sus și vede tot ce face copilul, apropo de spațiul intim. Dragii noștri, a fost alături de noi Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist iungian, supervisor, lector universitar, doctor. Am vorbit despre
Trauma, am vorbit pe marginea cărții Lumea interioară a traumei de Donald Kalshed, o carte publicată în colecția Psihoterapia, de asemenea o carte care se află în cadrul campaniei online, Regăsirea copilului interior, calea către sinele autentic. Vă invit să intrați pe site-ul editurii Herald și să găsiți toate aceste cărți legate de subiectul nostru pe care îl dezbatem cu invitații noștri. Toate materialele, interviurile, registrările le găsiți pe pagina de Facebook oficială a editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!